Aș vrea să discutăm cu unul dintre deputații României despre o realitate peste care am trecut un pic cam repede. Domnule Băișanu, sunteți cu noi. Bună seara! Bună seara! Sunteți un deputat al Partidului Puterii Umaniste și sunteți din Suceava. Ați transmis niște mesaje extrem de dure pe toată perioada pandemiei și la debutul ei. Și trebuie să recunosc că cifrele pe care noi o să le punem acum pe ecran câteva secunde în locul counterului v-au dat dreptate. Din păcate, domnule Băișanu, în Suceava a fost pur și simplu un măcel ca la război. 3.634 de cazuri confirmate de COVID-19 și 232 de decese. Recunosc că pe mine mă înfioară aceste cifre, 232 de morți, în contextul în care nu s-a mișcat niciun fel de anchetă penală pentru a se stabili responsabilitățile pe care noi le știm, da? Niște decizii absolut aberante luate de conducerea spitalului de la Suceava, o complicitate a autorităților locale și vedem acest bilanț cutremurător. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la Suceava, domnule Băișanu? Toate declarațiile pe care le-am făcut de-a lungul timpului au fost în interesul comunității din care provin, încercând să atrag atenția guvernanților de nenorocirile care se întâmplau în Spitalul Județean Suceava. La un moment dat am fost auzit pentru că cei care în momentul de față conduc județul Suceava n-aveau niciun interes să anunțe Ministerul Sănătății și Guvernul României și să prezinte realele probleme cu care ne confruntăm. Până la urmă, prin intermediul dumneavoastră, evident, am reușit să scot în evidență adevărurile. Au venit militari, au încercat să pună la punct lucrurile, o parte dintre ele s-au pus la punct, au plecat militarii, dar în continuare, cei care trebuie să-și facă datoria, mă refer la cei care conduc destinele DSP și spitalului, găsesc soluții să nu raporteze corect ceea ce se întâmplă. De exemplu, în momentul de față au spus că sunt 232 de decese, lucru pe care eu le-am anunțat acum 3 săptămâni. Acesta este numărul deceselor de acum 3 săptămâni. De atunci și până acum, oamenii mor în spital, evident, și din cauza coronavirus, dar și din alte motive, iar ei nu le raportează, motivele încă nu le cunosc. Cert este că la momentul acesta, de ieri până astăzi au murit 12 oameni, din care 2 confirmați având COVID, 2 din alte cauze și 8 dintre ei par a fi suspecți, dar neconfirmați de COVID. Nemulțumirile din acest moment sună cam în felul următor. Toți oamenii care se îmbolnăvesc sunt duși la terapie intensivă, indiferent de boala pe care o au și evident de acolo ies cu picioarele înainte atâta vreme cât în zona aceea există și bolnavi infectați COVID. Deci dumneavoastră spuneți că numărul deceselor de COVID-19 este mai mare în Suceava decât 232? Sigur că da. Sigur că da. Categoric da. Categoric vă da. Bazați, și am și probleme. Vă bazați pe informațiile din spital? Pe ce informații vă bazați această afirmație? Evident că nu vă voi putea spune care sunt informațiile și care sunt sursele mele, dar totul este pe bază de documente și dacă cineva, procuratura, DNA, eu știu, orice altă instituție care se ocupă de chestia asta, va cere la un moment dat probe vis-a-vis de afirmațiile mele, le voi aduce cu certitudine. Da, e foarte interesant ceea ce spuneți și este exact ceea ce vreau să concluzionăm pentru dialogul nostru. Mă intrigă faptul că în închisorile din România sunt oameni care stau acolo pentru 20, 30, 40 de mii de lei, să zicem, pagubă, dar pentru sute de morți nu se mișcă o anchetă penală, nu se audiază oameni, nu se formulează niște acuzații. Este absolut șocant faptul că avem în inima Bucovinei 232 de morți, cel puțin oficial, și totuși nimeni nu vrea să tragă la răspundere pe cei care au creat această realitate dramatică, cel mai mare focar de coronavirus în România. Vedeți dumneavoastră, domnule Tudor, la Suceava avem un lider politic, se numește Gheorghe Fluturcu, care e clar, este unul din liderii marcanți ai PNL, provenit din fostul PDL, PLR, PD și așa mai departe.
care are o influență destul de mare în baza numărului de voturi pe care le poate aduce acestui partid și de care colegii lui din Guvernul României și președintele României țin cont. Totuși, trebuie să înțelegem că acum nu mai e vorba că s-au furat bani din spital, pentru că am dat eu un exemplu nu de mult, că s-au investit în ultima perioadă 60 de milioane de euro în spitalul județean Suceava și am făcut un calcul la 1000 de euro metru pătat construit o clădire, am avea undeva la 60.000 de metri pătrați, adică 6 hectare de teren umplut cu construcții. Este evident că au fost scurgeri mari de bani și că un dosar penal ar trebui făcut obligatoriu managerilor din perioadele anterioare pentru modul în care au fost cheltuiți banii și eu am venit cu exemple clare vis-a-vis de modul diferit de a se folosi banul public. Am scos în evidență la un moment dat că platanii aceia sădiți de Iohannis, Flutur, Lungu și managerul spitalului, în realitate costă undeva 150 de lei unul și ei l-au achiziționat la 970 de lei. Asta fiind chestia minoră. Sunt aparate tehnice, medicale, care au fost vândute la de două, de trei ori prețul și aici vorbim de sute de mii de euro un aparat care s-a achiziționat, de exemplu, cu 1 milion și ceva de euro. Tunuri majore. Odată, ar trebui rezolvată problema pe acest furt, dar în afară de furtul din banul public, trebuie să scoatem în evidență că acest mod de a privi lucrurile a dus la moartea a peste 232 de oameni, vorbim cifre oficiale. Iar despre lucrul asta, acesta mă o joacă, nu mai e o buzunăreală. Despre asta e vorba, în primul rând, despre viețile pierdute. Mulțumesc, Alexandru Băișanu, deputat PPUSL. Solo spot, să vedem ce a pregătit Mihai la sinteza zilei.